Vă zic bună ziua și bine v-am găsit din Oradea. Oradea, din acest moment, devine orașul faptelor bune. Dacă sunt pregătiți și colegii mei, Raluca Benavides, Tea Teodorescu, Emma de la Zoo, Sărăzvan Popescu, Flic și Adi Mihăilă. O țară începe să se unească iar pentru poveștile din orașul faptelor bune. Casa Radio Zoo, orașul faptelor bune, vreau să aplaudăm prin plânge. Din 2019, Alexandra are un laptop pentru că Răzvan nu doar a auzit-o, ci a și ascultat-o. Extraordinar, Răzvan. Vestea mea este, de fapt, fetițelor mele. Am două fete gemene, Ingrid și Maia, și sunt ambele diagnosticate cu paralizie cerebrală, și anume cu tetrapareză. Da, strângem 100 de mii de dolari pentru aceste două gemene care au promisiunea medicilor din state că o să poată să meargă singure. Aș vrea și eu să fac o donație de 200 de euro pentru Maia și Ingrid. 500 de euro. 100 de dolari. 1000 de lei. 3000 de lei. Să ne ajutați pe mine și pe tău. Noi nu avem bani pentru creier și nu-i ajuta pe mine, unde este frică să nu ne dea afară. Vreau să-i fac o donație de 500 de lei. Inițial 300 de lei. În partea mea 500 de lei. 800 de lei, 500 de lei. Facem un telefon pe care să-l poate folosi, cu o cartelă reîncărcabilă pe care îmi pune o recarcă lună de lună. Un laptop. O să-i jur la mare. Poate definit vinsul. Mulțumesc! I've been longing for this day for a full year now. Can hardly believe it's here. Been trying to make the days go faster somehow. But no chance of that. Asta face toată lumea care îngere în orașul faptelor bune. Sare în ajutorul faptelor bune. Sare, 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 piața, sare, sare. Vrei să fii soția mea? Peste 100 de copii îmbrăcați în Moș Crăciun care colindă în fața casei Radio Zoo acum, în fața urnei. Într-un mic sălaș, lângă acel oraș, s-a născut Mesia. Vreau să aplaudăm toată echipa medicală care în momentul ăsta sunt la coadă, la urne. Sper să facem o gașcă tare și să facem pași pentru copilași. Am o fetiță, Evelyn, de un an și 9 luni și recent a fost diagnosticată cu o tumoare destul de rară și agresivă. E la cap, este pe nervul trigemen. Ea pasă pe nervii părții dreapta feței. Ochi, nas, obraz, guriță. Se tot freca la ochiul drept. Și tot zicea, mami, au, mami, au. Eu aș dori să dorim și eu 500 de lei. 100 de euro. 500 de lei pentru Evelyn. 500 de lei. 500 de lei. 1000 de lei. Sau și eu 1000 de lei pentru Evelyn. 1000 de lei pentru Evelyn. 500 de euro pentru Evelyn. 500 de euro. 1000 de euro. Wow! 1000 de euro pentru Evelyn. 2500. De euro? De euro. Eu sunt Bianca, Bianca Marinescu, am 24 de ani. Nu pot să mă mișc normal, nu pot să merg normal. Sunt o mămică de 28 de ani, cu 3 copii. Soțul meu a fost ucis în urmă cu 2 luni de niște hoți de lemne, vorba de cazul. Wow.
vrea să ajut familia pădurarului cu sumă de 1000 de lei. 500 de lei. 100 de euro. 1000 de lei. 1000 de lei. Cu 2000 de lei. Cu 250 de euro. 300 de lire. Cu 5000 de lei. Tot ce înseamnă izbat, servicii sănite, tot, materiale și execută. Scena pe care l-am făcut de zeci de ori prezentând concertele din ultimele zile, drumul ăsta n-aș fi vrut să se termine. Hai să mai strigăm o dată, pentru ultima oară. 3, 2, 1 și... Ne unim pentru Evelin! În conturile Fundației Sensiblu s-au strâns 97.520 de euro. Iar în urnă 143.765 de euro. În total, Evelin, pentru tine România Faptelor Bune a strâns 241.285 de euro. Pentru Ingrid și Maia, suma totală până acum 103.000 euro. Caz rezolvat, poveste cu final fericit. Totalul banilor strânși în 7 zile în orașul Faptelor Bune. 539.619 euro. Mulțumim! Și asta ați făcut atunci când n-ați mai pus ziduri, piedici între oameni, ci ați făcut autostrăzi. Oradea, mulțumim! România, mulțumim! Voi sunteți orașul Faptelor Bune.